Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară. În minutele următoare vă propun să descoperim principalele modalități moderne de plată. Pe unele dintre ele le cunoașteți deja și chiar le folosiți. La început a fost trocul, schimbul de produse fără bani. Principalele forme ale banilor sunt numerarul, format din bancnote și monedă divizionară sau monede, respectiv banii scripturali sau de cont, adică banii de pe card. Plata reprezintă o sumă de bani dată cuiva pentru munca depusă, drept contravaloare a unui obiect cumpărat sau a folosinței unui lucru. Utilizăm tot mai des cardul bancar și instrumentele asociate acestuia în tranzacții și în efectuarea plăților. De-a lungul timpului am trecut de la plata și schimbul în numerar a bunurilor și serviciilor la folosirea tot mai deasă, tot mai frecventă a cardului bancar și a instrumentelor moderne de plată. Un prim exemplu ar fi cardul digital, care este înrolat pe telefonul mobil sau pe alte device-uri ușor de utilizat. Ceasul smart este o modalitate de plată extrem de facilă. Vă mulțumesc și vă aștept la o nouă întâlnire. La revedere!